schimbat radical. Acel fariseu plin de încredere în sine, care nu accepta cu niciun chip faptul că Mesia poate muri de o moarte atât de rușinoasă, pentru el Mesia trebuia să fie cel care izbăvește pe Israel, îi duce la glorie națională, iar un Mesia crucificat de către romani este inacceptabil pentru fariseul Pavel. Și fariseul Pavel, care experimentează o schimbare dramatică în viața lui, din acel moment se schimbă 180 de grade direcția vieții lui, din cel care era prigonitor al bisericii devine cel care apără cel mai mult credința în Hristos. După ani de zile, când îi scrie prima epistolă lui Timotei, face această afirmație și spune, printre altele, că este cel mai rău, dacă vreți, cel mai rău dintre păcătoși. Întrebarea pe care mi-o pun este, cum e posibil așa ceva? Suntem obișnuiți cu Sfântul Pavel și această afirmație parcă dă peste cap lucrurile. Să nu ne grăbim cu concluzii înainte de a face o analiză a textului. Chiar versetul 13 din același capitol spune așa: măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor. Deci Pavel face referire la trecutul său folosind verbul la trecut, eram, nu mai folosește prezentul. Cel care a spus, Pavel a spus despre sine, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Pavel nu putea fi un păcătos ordinar și să spună în același timp acele cuvinte, eu calc pe urmele lui Hristos. De asemenea, în Galateni, Pavel zice, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În acest sens, ținând cont de acest aspect, cum putem totuși să înțelegem afirmația lui că este cel mai mare dintre păcătoși? Nu este singurul, apostolul nu este singurul care, în urma întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos, experimentează un simțământ al nevredniciei și al păcătoșeniei. Avem în Biblie cel puțin două exemple la care vreau să fac referire și care ne ajută pentru mesajul din această ocazie. Una este în Isaia, capitolul 6. Isaia, în viziune, vede tronul lui Dumnezeu. Îl vede pe împăratul, îl vede pe Domnul, pe un tron foarte înalt. Serafimii erau în jur, își acoperau fețele, își acoperau picioarele și strigau unul către altul, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Și în acel context, în urma acelei teofanii, acea descoperire divină, Isaia spune următorul cuvânt, zice, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Isaia se vede pierdut în fața Domnului. După care Domnul zice, un înger ia un cărbune de pe altar, îi atinge buzele și spune, atingându-se acest cărbune de buzele tale, nelegiuirea ta este ispășită, păcatul tău este îndepărtat. O altă experiență o are apostolul Petru, o are mai degrabă Simon Petru. În timp ce era la pescuit, Domnul Iisus îi împrumută barca, urcă în barca lui Petru pentru a vorbi oamenilor, iar după ce a vorbit mulțimii, Domnul Iisus îi cere lui Petru să îndepărteze barca de la mal, după care face acea minune a mulțirii peștelor. Două bărci au fost pline cu pește. Petru vede în acea minune a Domnului Iisus Hristos, vede licărirea dumnezeirii prin trupul Domnului Iisus Hristos și el zice, atât Petru cât și ceilalți colegi ai lui au fost cuprinși de frică.
Ceea ce mi se pare interesant și apreciez la Apostolul Petru este că întotdeauna ia cuvântul. Ceilalți n-au zis nimic, dar Petru zice următoarele cuvinte, zice: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. În fața manifestării Divinului în Domnul Iisus Hristos, Petru zice: sunt un om păcătos, pleacă de la mine. Totuși, limbajul non-verbal al lui Petru transmite altceva, este diferit. Petru se aruncă la picioarele Domnului Iisus, îi cuprinde picioarele și zice: Doamne, pleacă de la mine, sunt un om păcătos. Limbajul lui transmitea altceva, și anume: Doamne, nu pleca. Apostolul Pavel trăiește aceeași experiență, sunt cel mai mare dintre păcătoși. Nu este prima dată când face o afirmație de felul acesta. În Efeseni, capitolul 3, la versetul 8, Pavel spune: Eu sunt cel mai mic dintre toți sfinții. Sunt cel mai mic dintre toți sfinții. Această umilință extraordinară a celui care cândva a fost înaintaș în religia iudeilor. Iar în 1 Corinteni, capitolul 15, Pavel zice că după ce Domnul Iisus s-a arătat lui Chifa, s-a arătat lui Iacob, s-a arătat celor 11 apostoli, adaugă el: în urmă, în cele din urmă, ca unii stârpituri, Iisus mi s-a arătat mie, eu care sunt cel mai însemnat dintre toți apostolii, spune Pavel. În cele din urmă, ca unii stârpituri, folosește un cuvânt destul de jignitor, dar îl folosește în dreptul său. Mă surprinde această umilință. Pavel nu se oprește aici și zice: prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos i-a schimbat viața. Pavel povestește un pic experiența vieții sale în Filipeni, capitolul 3, când spune: eu sunt născut din neamul lui Beniamin, tăiat împrejur în ziua 8-a, sunt evreu din evreu. În ceea ce privește legea, sunt neprihănit. Aș vrea să deschid ca să citesc exact cuvintele lui din Filipeni, capitolul 3. Pavel zice așa, de la versetul 5. În ce privește legea, fariseu? În ce privește râvna, prigonitor al bisericii? Cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Așa era Pavel. Zice: dacă cineva are pricină de a se lăuda cu ceva, eu am și mai mult, spune el. Dar toate aceste lucruri le-am considerat ca un gunoi de dragul lui Hristos. Și spune el: vreau să fiu găsit în Hristos având neprihănirea lui și nu neprihănirea mea. Întâlnirea cu Hristos l-a schimbat pe Pavel și l-a făcut un om umil. L-a făcut un om diferit, un om care se vede rău, se vede păcătos. Și vreau să spun un lucru: Pavel privește la Hristos. Pavel nu privește la oameni, el privește la Hristos. Și atunci când noi ne apropiem mai mult de Hristos, așa cum o face Apostolul Pavel, putem vedea defectele din viața noastră. Putem vedea mai clar starea noastră doar atunci când ne apropiem din ce în ce mai mult de Hristos. Cât suntem departe de El sau privim la oameni, putem avea impresia că suntem bine. În momentul în care începem să privim clar la Domnul Iisus Hristos, ne dăm seama și înțelegem care este adevărata noastră stare spirituală. Odată o persoană a mers la o galerie de artă, era un expert în artă, și așa mai departe, și a văzut un tablou, l-a văzut ceva de la distanță, nu s-a apropiat prea mult și a început să comenteze. Zice: bă, nu e bine, n-a făcut bine, nu i-a ieșit bine părul, nu i-a ieșit bine umbra, pictorul care l-a făcut tablou respectiv nu l-a făcut bine. Și soția lui era lângă el și tot comentând în fața tabloului respectiv, la un moment dat soția lui a spus: dragul meu, te uiți într-o oglindă.
Deci ceea ce vedea el, defectele care le vedea acolo, era chiar el. Omul avea probleme cu vederea. Deci el se vedea chiar pe sine. Când nu am ochelare pe ochi, trebuie să mă apropie foarte aproape de oglindă ca să mă pot vedea, pentru că nu mă văd. În momentul în care ne apropiem mai mult de Domnul Iisus Hristos, putem vedea adevărata noastră stare spirituală. Și asta face Pavel. Apropiindu-se de Domnul Iisus Hristos, Pavel se vede și Pavel spune aici că fără Hristos, el este cel mai mare păcătos. Dar nu doar atât. Nu doar că se vede păcătos apostolul Pavel, ci Pavel de asemenea vede nevoia lui cea mare după Domnul Iisus Hristos. Nu doar că se vede rău, dar el vede cât de mult are el nevoie de Domnul Iisus. Aș vrea să pun în contrast experiența lui Pavel cu atitudinea altora. O atitudine care o găsesc de asemenea în cuvântul lui Dumnezeu, în Apocalipsa capitolul 3, e vorba de mesajul către biserica Laodiceei. Și aici, în acest mesaj, Laodiceanul spune următoarele. Versetul 17, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Deci atitudinea Laodiceanului, în contrast cu atitudinea lui Pavel, este aceea a unuia care se crede bogat. Și vreau să spun că această bogăție nu se referă la lucrurile materiale, Laodiceanul se crede bogat din punct de vedere spiritual. El se crede că este bine și nu duce lipsă de nimic. Iar Domnul Iisus îi spune aici că în realitate, realitatea ta este cu totul alta. Și vreau să vedem acest contrast. Pavel zice, sunt cel mai rău dintre păcătoși, iar Laodiceanul zice, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și oare în ce constă această bogăție? De ce zice că este bogat? De unde a obținut această bogăție? Discutam trimestrul trecut despre darurile spirituale. Domnul Iisus a dat daruri spirituale bisericii sale prin Duhul Sfânt. Și dacă stăm și analizăm situația bisericii noastre, uneori trebuie să recunoaștem că darurile spirituale se manifestă atât de rar în mijlocul nostru. Ați auzit în mijlocul nostru de darul vindecării? Cunoașteți pe cineva care are darul vindecării? Cunoașteți pe cineva care are darul minunilor? Dacă stăm și analizăm situația, cum ar putea biserica laodiceană să zică că este bogată? În ce constă această bogăție? În titluri teologice, în doctorate? Nu cred că aici stă, în aceasta stă bogăția. Problema laodiceanului este că nu-și cunoaște adevărata stare, nu înțelege situația în care se află și are impresia că este bogat. Domnul Iisus îi spune, zice, tu în realitate ești bolnav, ești orb, ești gol, ești sărac, ești sărac. Pentru primul pas în vederea vindecării este diagnosticul. Dacă n-ai nimerit diagnosticul, n-ai cum să găsești tratamentul adecvat dacă nu ai diagnosticul. Se întâmplă că cineva merge la medic și primește un diagnostic greșit și un tratament greșit. Omul respectiv nu se vindecă niciodată. Și din nou trebuie să meargă iarăși examinări, iarăși teste ca să vadă care e problema. Până când îi descoperă exact care este diagnosticul și îi spune omului, măi, tratamentul tău este ăsta. Deci laodiceanul are nevoie ca să înțeleagă diagnosticul, starea lui reală. Iar lucrul acesta nu poate să-l înțeleagă decât dacă vine la Domnul Iisus Hristos, la Marele Medic. Numai Domnul Iisus Hristos ne poate arăta fiecăruia dintre noi lipsurile noastre, defectele noastre, neajunsurile noastre. Numai în oglinda, când ne privim în oglinda aceasta a neprihănirii Domnului Iisus, vedem cât de departe suntem de idealul divin. Vedem egoismul din noi și vedem cât de bun este Dumnezeu. Vedem
bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Aș vrea să mă întorc din nou la textul din 1 Timotei, la textul lui Pavel. Pavel anunță aici trei aspecte importante, și anume că Hristos a venit în această lume să mântuiască pe păcătoși. Hristos a venit să caute și să salveze pe cei păcătoși. Nu pentru cei sănătoși, ci a venit pentru cei bolnavi. De asemenea, Pavel ne spune că El este cel mai mare dintre ei. Versetul 16, el nu se oprește aici, continuă mai departe și zice: dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel dintâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el în urmă ca să capete viața veșnică. Am căpătat îndurare. Așa, în această dimineață, prin harul Domnului, să ne cercetăm pe noi înșine. Pavel zice: cercetați-vă. Să ne cercetăm ca să vedem cum stăm din punct de vedere spiritual. Să-L rugăm pe Dumnezeu ca El însuși să ne cerceteze pe noi. Psalmistul în Psalmul 139 spune, zice: cercetează-mă, Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Cred că este necesar ca să colaborăm cu Dumnezeu în acest proces de cercetare. Doamne, Te rog să-mi arăți cum sunt. Cred din toată inima că aceasta ar trebui să fie rugăciunea noastră a fiecăruia. Pentru că starea laodiceanului este starea unuia care este în biserică pierdut. Laodiceanul vine la biserică, crede că este bine, dar în realitate este pierdut. Iar Domnul Iisus îi spune: pocăiește-te, îi dă soluția, și îi dă de asemenea tratamentul. Îi spune: ia de aici ale fiii de la mine ca să poți vedea, să ai vedere spirituală, să poți vedea starea ta. Îmi plac cuvintele lui Pavel, versetul 16, care spune: am căpătat îndurare. Să ne gândim la experiența noastră personală, spirituală. Ai putea să spui tu în dreptul tău că ai căpătat îndurare? Poți spune acest lucru în dreptul tău? Eu cred că fiecare dintre noi ar putea să spună în fața lui Dumnezeu și în fața martorilor văzuți și nevăzuți, ar putea spune lucrul acesta, că a căpătat îndurare. Doar fariseul care se bazează pe propriile lui fapte, pe propria lui neprihănire, nu simte nevoia de îndurarea lui Dumnezeu, pentru că el se crede că este bun. Un păcătos care se vede pierdut, strigă după ajutorul lui Dumnezeu: Doamne, scapă-mă că sunt pierdut. Aceasta este rugăciunea unui om care se vede, care este păcătos, care recunoaște că este într-o stare pierdută. Personal, nu pot să nu spun personal în dreptul meu că sunt unul dintre cei care am căpătat îndurare. Vorbeam cu soția mea într-o ocazie și îi spuneam: dacă eu sunt mântuit, eu cred în cuvântul lui Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu ne mântuiește prin credință și eu cred că păcătosul trebuie să se prindă prin credință de făgăduința lui Dumnezeu. N-ar trebui nimeni să se îndoiască de puterea lui Dumnezeu de a mântui. Dar îi spuneam ei, zic, dacă eu sunt mântuit, este mare minunea lui Dumnezeu. Mare minunea lui Dumnezeu. Și nu știu dacă tu poți spune același lucru despre tine. Deci dacă unul dintre noi este mântuit, este pentru că Dumnezeu a făcut o minune în viața noastră. Pavel spune, zice, ceea ce sunt prin harul lui Dumnezeu și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Într-adevăr, el zice, eu sunt cel mai rău, sunt pierdut,
sunt o stârpitură, dar harul lui Dumnezeu, tot ce sunt în momentul ăsta se datorează lui Dumnezeu și îndurării sale. Și în orice moment, în orice circunstanță a vieții noastre, ar trebui să putem da mărturie că Dumnezeu a avut îndurare de noi, de mine în mod concret. Și tu ar trebui să spui același lucru în dreptul tău. Mă rog lui Dumnezeu ca să poți avea această experiență. Pavel în aceste texte ne spune următorul lucru și este o încurajare pentru noi. El zice, dacă eu, care sunt cel mai rău, am putut fi mântuit, tu de asemenea poți fi mântuit. Planul de mântuire include pe orice păcătos. Iisus Hristos la Golgota a plătit pentru păcatele noastre a fiecăruia dintre noi. Nimeni n-ar trebui să fie exclus, nimeni n-ar trebui să rămână pe din afară. Biblia spune, prin har sunteți mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Zice, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Darul acesta lui Dumnezeu este oferit fiecăruia dintre noi, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu. Oricine poate fi mântuit prin credință. Lucrul acesta ne-l confirmă și Apostolul Pavel în experiența lui personală. Am fost prigonitor al bisericii, am fost sculitor, am fost batjocoritor, dar Dumnezeu a avut milă de mine și a arătat îndurare. Continuă la aici și spune, zice, și a arătat în mine cel din tâi toată îndelunga lui răbdare ca o pildă celor ce ar crede din el în urmă ca să capete viața veșnică. Câtă răbdare a avut Dumnezeu cu Pavel? Eu nu știu câtă răbdare a avut Dumnezeu cu Pavel, dar vă spun un lucru, eu știu câtă răbdare a avut Dumnezeu cu mine. Și a avut extrem de multă răbdare. Nu există nicio scuză pentru cineva ca să nu fie mântuit, la cât de mult efort face Dumnezeu să ne mântuiască pe fiecare dintre noi. Atât de mare este dorința lui Dumnezeu că nimeni n-ar trebui să fie pierdut. Dar mă întorc la mesajul din această dimineață. E nevoie să înțelegem adevărata noastră stare spirituală. Până când nu înțelegem acest lucru, nu vom simți nevoia după iertarea lui Dumnezeu și nu vom simți nevoia după mântuire. Nu știu dacă cineva de noi experimentează în viața lui personală această sfâșiere de inimă. Vorbeam înainte de Laodicean. Eu sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și aș vrea să pun în contrast cuvintele Domnului Iisus Hristos, una din cele nouă fericiri care se găsesc în Matei, capitolul 5. Domnul Iisus spune acolo, ferice de cei săraci în duh. Nu zice ferice de cei bogați în duh, ci zice ferice de cei săraci în duh. A lor este împărăția lui Dumnezeu. Cei care își văd lipsurile lor spirituale, dar nu doar că își văd lipsurile spirituale, dar își văd nevoia lor după dependență de Dumnezeu continuă. Noaptea asta m-am trezit, că așa mi se întâmplă, înainte de predică nu pot dormi. Și e normal. Și mă trezesc noaptea. Și ce credeți că fac noaptea? Mă rog. Că dacă mă trezesc, trebuie să mă rog. Zicea cineva, dacă te trezești, ai insomnii și nu poți dormi, fă un lucru. Începe să citești Biblia și imediat vei dormi. Și am încercat și lucrul ăsta și tot nu pot dormi. Așa că mă trezesc, citesc Biblia, nu pot dormi și mă rog, ca poate cumva, dar știu că dacă Dumnezeu mă trezește noaptea, este pentru că Dumnezeu vrea să vorbească. Și este cel mai bun moment. Toată lumea doarme și vecinii mei dorm, mai fac zgomot și casa mea doarme și eu sunt singur care pot să stau cu Dumnezeu în rugăciune. Fraților, în această dimineață, mesajul pe care Dumnezeu vrea să ne-l aducă înaintea noastră și vrea să ne-l prezinte este: avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Avem nevoie de Marele Medic. Am prins un pic, Mario, din predica ta dimineața, am ajuns târziu, îmi pare rău, dar am prins un pic și vorbeai despre vindecare. Marele Medic vrea să atingă inima fiecăruia dintre noi. Și vrea să ne vindece pe fiecare. Nimeni să nu mai aibă povara vinovăției în spate. Și eu cred în toată inima că Pavel n-a trăit cu povara vinovăției. El a știut că este iertat și a știut că este mântuit. Și a știut că Hristos l-a primit. Și a știut că este din toată inima lui Hristos.
Planurile, dorințele lui Hristos s-au contopit cu dorințele și planurile lui Pavel. Nu a existat niciun fel de discordanță între el și Hristos. Atât de mult l-a iubit pe Domnul. Dumnezeu nu dorește ca niciunul din noi să trăiască cu simțământul vinovăției, să care în spate o povară. Dumnezeu vrea să lăsăm această povară și povara aceasta se lasă la Golgota. Acolo putem lăsa povara noastră, fiecare dintre noi. Și putem experimenta această eliberare. Vorbeam în dimineața aceasta la școala de sabat, câteva idei foarte interesante. Am un test cu copiii mei, le fac un test. Când cineva dintre ei greșește, le zic următorul lucru. Dacă recunoști greșeala, nu pățești nimic. Nu există nicio pedeapsă, doar dacă recunoști greșeala. Păi și stau pe gânduri, să gândesc, să zică, să nu zică, să zică, să nu zică. Au o frământare sfârșită asta. Eu le zic, măi, nu vă fac nimic, doar recunoaște. Cine a aruncat aia, cine a lovit aia, cine a spart aia, cine a făcut aia. Până la urmă recunosc. Până la urmă recunosc. Ne este uneori atât de greu să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu ceea ce am făcut. Și să spunem, Doamne, am greșit. Am păcătuit, am întristat fața Ta, Te rog, iartă-mă. Atât așteaptă Dumnezeu de la noi. Pocăința este un dar care vine de la Duhul Sfânt. Dacă noi ne dorim din toată inima acest lucru, Duhul Sfânt va lucra această experiență în viața noastră. Nimeni nu este obligat să-și care această povară în spate, povara vinovăției și povara simțământului de vinovăție. Nu. Hristos Iisus a prevăzut totul ca noi să fim vindecați pe deplin. Nu mai putem schimba trecutul nostru. Sunt lucruri pentru care, nu știu despre tine, care e experiența ta, dar sunt lucruri care m-aș întoarce înapoi ca să le schimb, dar nu se mai poate schimba nimic. Trecutul este cel care este. Dar prezentul nostru poate fi schimbat. Viitorul nu ne aparține, viitorul e în mâna Domnului, dar prezentul nostru poate fi schimbat prin atitudinea noastră și prin dorința noastră de a-L avea pe Domnul Iisus în viața noastră. Doresc din toată inima ca Domnul să lucreze la inima și la mintea noastră, să zugrăvească din nou înaintea ochilor noștri crucea Domnului Iisus Hristos, să-L vedem din nou pe Cel care a venit pe acest pământ ca să moară în locul nostru. S-a întâmplat mulți ani în urmă, o fetiță în Londra, avea vreo 5 ani, s-a rătăcit. Imaginează ce înseamnă să te rătăcești în Londra și să ai 5 ani. Nu știu câți copii au aici 5 ani, să o fi câțiva. Și polițistul care a găsit-o a vorbit cu ea, care e adresa, să te duc acasă, fetița, de unde să știe adresa? Nu știa adresa, nu știa nimic. Cum să o duc acasă, polițistul? Nu știa. Și fetița s-a gândit și i-a venit o idee. Zice, duceți-mă la cruce. Cum adică să te duc la cruce? Deci, lângă casa ei, aproape de casa ei, era un monument cu o cruce imensă. Și fetița a zis, duceți-mă la cruce, că de la cruce știu drumul acasă. De la cruce știu drumul acasă. Dumnezeu vrea să ne conducă pe fiecare dintre noi la cruce. Acolo unde îl vedem pe Iisus Hristos, jertfindu-se în locul nostru și acolo unde iertarea noastră a fost câștigată și oferită în dar. Și El vrea ca, prin harul Său, toți, fiecare dintre noi să experimentăm binecuvântarea aceasta a iertării și a vieții veșnice, să avem această siguranță a mântuirii în inima noastră, bazată nu pe noi, ci bazată în totalitate pe neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Ellen White spune că neprihănirea Domnului Iisus Hristos, dacă este înțeleasă, dacă acest subiect este în profunzime înțeles de către noi, aruncă în pământ toată mândria noastră omenească, toată pretenția noastră de neprihănire este aruncată în țărână de neprihănirea Domnului Iisus Hristos, atunci când o înțelegem cu adevărat. Domnul să ne lumineze ochii minții, să ne facă să conștientizăm starea noastră, să ne îndrepte privirile spre Marele Medic, spre Domnul nostru Iisus Hristos, care dorește și astăzi
să ne vindece, să transforme viața noastră și să aducă în inima noastră și în viața noastră acea pace și acea împăcare pe care să o avem cu Dumnezeu, unii cu alții și cu noi înșine. El să ne binecuvinteze pe fiecare. Amin.